marmura a fost descoperită aici de către arhitectul german Johann Bibel. Și exploatarea ei a început în 1883. Se extrageau blocurile din groban. Ulterior, din anii 50-60, a început exploatarea descendent, cu trepte. Se folosea inițial un utilaj rusesc numit Tolea Rover, au două discuri, de un metru. Puteau fâșii de un metru pe un metru. Uh-huh. Cam la nivelul la care suntem noi acum, era cariera prin anii, sfârșitul anului 80, începutul anului 90, când s-a construit Casa Poporului. Și s-a exploatat foarte mult, se duceau blocurile direct la București, de aici, până și la Casa Poporului. Alte construcții la care s-a folosit marmura de Rușchiță ar fi Domul din Milano, la restaurarea Domului din Milano s-a folosit. S-a mai folosit la, de exemplu, are Michael Schumacher o vilă prin Monte Carlo și am înțeles că și acolo s-a folosit. La Palatul Sultanului din Brunei, prin Japonia, la niște construcții, asta mai recent. În lumea arabă s-a exportat foarte multă marmură via Siria până când a început războiul din Siria și nu s-a mai putut. În România, de exemplu, personal am fost acum două săptămâni la Peleș. Știți unde este armura aceea de cavaler pe cap? Da, da. Jos este partea mai deschisă marmură de Rușchița și cea mai roșiatică e marmură de Moneasa. Și înțelegem că astăzi se transportă foarte multă marmură de aici, astăzi în capitală, pentru... la catedrală, la Catedrala Mântuirii Neamului. Atât la interioare, cât și la exterior. Piața exterioară va fi parvată cu pavele făcute de marmură de Rușchiță. Avem așa o estimare, cam ce cantitate s-a livrat până acum? N-aș să vă spun, oricum sunt cantități foarte mari. În rest, se folosește, pe lângă piatra ornamentală, marmura se mai folosește și la prafuri micronizate. Ce înseamnă asta? Sunt niște prafuri foarte fine, așa, care se folosesc ca și bază la vopsele, la tot felul de amendamente pentru soluri în agricultură, la mase plastice. Și aici, în zonă, sunt cei de la Umia Calcită, care fac prafuri micronizate. Noi ce nu putem să tăiem în blocuri, pentru că nu peste tot se poate tăia. Sunt zone unde e fisurată și nu se poate tăia. Acolo se împușcă sau resturile de exploatare, iarăși, le dăm la concasor, le concasează, le sparg, le duc la fabrică la Veslova și produc aceste prafuri micronizate. Aici pe vale sunt mici producători care cumpără de la noi blocuri pentru monument de funerare, mai cumpără piatră pentru...